Carmen Bunaciu, prima sportivă din România care a câștigat o medalie la un campionat mondial de înot, a fost însoțită marți de primarul Gabriel Boriga în vizita efectuată la bazinul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște. Edilul nu a ezitat să se folosească de cunoștințele sale în materie de jurnalism sportiv pentru a prezenta o scurtă biografie a campioanei. Deși născută la Sibiu, la doar 13 ani, a plecat din localitatea natală și s-a dus în București, unde a început natația de performanță. Carmen Bunaciu este prima medaliată mondială a României. O medalie de bronz obținută la Guayaquil acum 30 de ani, dacă nu mă înșel, și repet, sper să nu mă înșel, în proba de 200 metri spate. Corect. Încă cei 9 ani de ziaristică sportivă își mai fac simțită prezența și la mine. De peste 70 de ori campioana României și peste 100 de recorduri naționale doborâte. Aflată la prima vizită în Târgoviște, Carmen Bunaciu a rămas plăcut impresionată de preocuparea târgoviștenilor pentru sport, dar și de dotările bazinului. Aceasta le-a oferit câteva sfaturi pentru o viață sănătoasă bazată pe activități sportive. E prima mea vizită în acest frumos oraș. Mi-am dorit de mult să-l vizitez și iată că a sosit și ziua aceea. Mă bucur să aflu de un proiect extrem de interesant ce se va derula în orașul dumneavoastră și aștept cu nerăbdare să înot în viitorul bazin olimpic al orașului Târgoviște. Să vină să se miște, să învețe să înoate, pentru că e vital, nu numai pentru sănătatea lor, ci și pentru activitatea pe care o desfășoară și să sperăm că în curând vom avea și un viitor campion din Târgoviște.